Hai să ne luăm la întrecere să vedem cine iese ultimul. În preajma sărbătorii stelelor, marcată în Japonia pe 7 iulie, te văd în punctul perfect pentru ridicat de la pământ. Romanul lui Saramago se plasează în cealaltă extremitate a Europei față de noi, în istoria familiilor țărănești din Portugalia, dar problemele lor o să ai surpriza să le recunoști și în viața ta de zi cu zi. Fiecare zi are istoria ei. N-ar lua ani întregi să povestim un singur minut, cel mai mărunt gest.